Salutare și bine ați venit la a doua încercare de a filma un meci de MV3. N-am intrat de la începutul meciului, din păcate. Asta înseamnă că voi filma în acest video, cred că două meciuri. Asta e aproape terminat. Mi se mișcă oribil. Trebuie să nu mai dau de hacker în meciuri, că mi s-au luat atâția hackeri. Și plus, și sper să... Da. Oricum, ce să mai fac la... Da. Bun. Am murit într-un mod foarte frumos. Asta de acuia nu contează, e distrusă. Ce? Ce animație stupidă. Suntem și EMP-pizați. Ca să-l citesc pe un prieten. Și am început și meciul de pe ziua de azi foarte prost. Dar trebuie să pun și eu ceva pe YouTube până la urmă. Tu mi-aș cerut și n-am pus, nu neapărat că n-am încercat să fac, dar mod normal hackeri, joc eu prost sau hackeri. După cum vedeți, n-am niciun kill. Probabil că o să securizez un punct. Dar probabil că nu. Am ales a doua variantă. De fapt n-am ales eu. Și am pierdut acest joc fără să fi jucat măcar cât ceva în el, da? Atunci când v-ați văzut că am intrat, atunci chiar intrasem în game. Am încercat să mă încep o dată video-ul, dar mi s-a blocat un loading screen. Și după aia nu știu de ce, când am oprit filmarea asta, s-a blocat. Bun, 60 de kill-uri. Asta nu prea cred că o pot pune pe... Da, e clar. Da, nu a fost un hacker. După cum așteptam. Nu ieșea lumea așa dacă nu era un hacker. Și se pare că iar avem parte de un meci care deja a început. Și probabil că va fi plin de hackeri. Ce dracu... Bun, scuzați. Da. Deci ce dracu s-a întâmplat hackerii în jocul ăsta? Că am început să mă nebunească, pur și simplu. Da, iar s-a blocat. De timp eu îmi beau ciocolata caldă și cafeaua. De la ora 12 și un sfert. Atâta e, mijlocul zilei. Afară este nor. Undeva în jurul a 20 de grade. Presiunea atmosferică instabilă. Ce dracu se întâmplă și aici? Opa. De ce văd așa? De ce nu înțeleg? Opa, doi jag... Ce? Bun. Ceva nu e bine în lumea asta. Nu știam, nici nu știam că așa ceva e posibil măcar. Da. Bine. Nici nu știam că îi pot da damage cu cuțitul, da. Hai să zicem. Bun. Pare că... Unul a făcut două kill-uri stupide. De ce văd totul roșu? Și de ce am nimerit iar într-un meci stupid? Eu. Yes. Nu, deci meciul ăsta chiar îl pun pe YouTube. Trebuie să vedeți și voi ce... Ce ajuns să fie. Hai mă să jucăm un, nu știu, un timp de meci normal. Poate o-și găsi aici o echipă cât de cât acceptabil. Au ieșit atâția, deci... Bun headshot ăsta, nu știu cât de bun o să fie. Da, deci vă mai spun încă o dată, au băgat harta terminal din MV2. Știu că mulți mi-au zis în comentarii, știu asta, am jucat MV2. Aoleu, da, ce care mi-a zis că sunt level foarte mic. V-am mai zis că nu joc decât când filmez, deci... Da, și-ați văzut că joc binișor. Nu, extraordinar, binișor. Ok, se pare că o să jucăm terminal. Sigur să jucăm terminal. Bun. Chiar îmi place harta asta.
Sperăm că data asta se încarcă. Nu se mai blochează pe parcurs ca dățile trecute. Mai că sigur să se blocheze, dar sper să se încarce. Da? Deja filmeze 5 minute în care n-am făcut absolut nimic. Nu, deci e clar, dar acum dacă apare ăla, cum se numește, Black Ops 2, nu le mai pasă de sărăcuțul MV3. Motiv pentru care s-ar putea să nu cumpăr. Cum m-a luat? Ia, asta trebuie văzut. Vai, ce damage de chestia. Motiv pentru care s-ar putea să nu mai îmi cumpăr MV asta Black Ops 2. Adică nu pentru că n-ar fi bun jocul, dar adică nu mi se pare că e bun, chiar mi se pare că au încercat să facă ceva nou în el, ceea ce e de bine. Dar ideea e alta. Dacă ei încep să devină niște jegoși, cum sunt, bine, cum e Activision în mod normal, atunci nu mai le cumpăr jocurile. O să fac rost de el frumos, jucăm campania împreună, deși nu prea joc o campania la shootere. Multiplayer-ul e sarea și piperul. Da? Cred că sunt alte din echipă, două kill-uri. Joc incredibil de prost. Și se pare că dominăm. Ceea ce e foarte bine. Dă-te! Du-te și împușcă-te. Da. Mor, mă. Bravo. Oricum, mă bucur că în sfârșit am și un meci acceptabil. Se pare că în ground doar e cam greu să-i verifice și pentru că sunt foarte mulți jucători și de aia sunt foarte mulți secări acolo. Cum dracu de apar se spawnează ăștia fix toți în zona aia, nu înțeleg. Vin toți pe aici și da. De fapt, cred că vin de afară. Cel mai probabil. Ar Da. fi cheater, ebană, stinger, bro. Da, rusnacule, da. Ce a fost asta? Bun. Nu mai contează. Să sperăm că Stinger, o să-mi revin trucaș. cât de cât. Vrubai sau huitu. Deoarece. Oricum, e și normal să nu joc foarte, foarte bine, deoarece am 2 săptămâni în care n-am jucat absolut deloc, mai mult de 2 săptămâni chiar. Ai, ce 2 săptămâni, doamne, 2 săptămâni de când am... De când am mai filmat, eu n-am, sunt... Da, nu mai contează. A, de la spate m-am luat frumos. Așa. Deci, nu, de când am mai jucat, au trecut mai mult de... A trecut pe acel ca o lună, cam așa. Deci, ce îmi place mie arma asta? E bună la distanță. Bun. Ei, am făcut și o... un killstreak mai bunicel. Și aici vreau să ajung. Double kill. Bun. Pare că am început să revin. Deci să mă laud prea repede pentru că, da, și ce se întâmplă dacă mă laud, nu mă joc bine. Opa, hopa, 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 hopa. Să vină grena, da. Ok, așa era. Nu e MPU, urăsc MPU, nu-mi place MPU.
Ok. Frumos, dar nu pot să o pun. Și încă nu sunt primul și s-ar putea, și mi-o să fie cam greu să fiu primul în echipă, deoarece colegul meu de echipă are foarte multe kill-uri. Dar da, ce să fie bine. Ce important e că am avut eu un match bunicel și că pot să filmez, cel mai probabil. Și că în sfârșit avem hartă și că va trebui să fac la skill-ul. Nu am reușit să fac la skill-ul. Ok, deci în sfârșit am reușit să fac și un match bun. Și da. N-am mai dat de hackeri. Îmi pare rău pentru comentariul meu foarte stupid de astăzi și da, mă contează. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!